numesc Grigoreanu Radu, locuiesc în județul Iași, comuna de Leni, activez în cadrul Asociației Botoșani, cresc porumbei de la vârsta de 13 ani, urmez o pasiune a bunicilor mei, care și ei au fost columbofili. Activez în cadrul Asociației Botoșani din anul 2008. Atunci m-am înscris oficial ca și membru. Din acel an am fost până în anul 2015 membrul al AC Botoșani, apoi am fost în județul Iași ca și columbofil activ timp de 3 ani, apoi am revenit la Asociația Mamă, unde m-am activat ca și columbofil. Ca și porumbei și preferință, îmi plac foarte mult porumbei de maraton. Doar astfel de porumbei de țin. Prefer porumbei de talie mijlocie, spre mică chiar. Apreciez foarte, foarte mult la porumbel musculatura. Este unul din criteriile care este pe primul loc în selecția porumbeilor la mine. Urmat de o aripă foarte bună, o copie a aripii de rândunică. Asta încerc să selectez, încerc să obțin la ei, dar nu numai. Bineînțeles, apreciez o cutie foarte, foarte, foarte bine dezvoltată, care să poată înmagazina foarte bine organele și să le stocheze în condiții bune de modificări ale acestora în condiții de zbor, condiții de efort și așa mai departe. Apreciez foarte mult la porumbei, în primul și în primul rând, personalitatea. Asta urmăresc, așa am reușit să-mi fac echipele în decursul anilor când am fost campion național la această categorie. Îmi selectam porumbei pe timp de iarnă, în primul și în primul rând după caracter, după agilitate și după voința de a-și păstra locul în crescătorie. În anul 2022 am folosit hrană făcută de mine, după amestecuri proprii. În aceste amestecuri am adăugat și hrană grasă de la Energy în proporție de 18%, dar în general am zburat și cu produse de la Versele Laga. Datorită scumpirilor, în anul ce a trecut, am luat decizia să-mi fac singur hrana. Ca și alte produse, folosesc în general lucruri noi care sunt pe piață, dar 90% din tratamentele porumbeilor sunt făcute cu produse de la farmacie veterinară, produse pentru păsări, nu produse sofisticate, produse care au costuri foarte normale în comparație cu cele selectate strict pentru gama de porumbei și sunt foarte mulțumit de ele. Pot să și enumăr câteva din ele care sunt baza mea ca și crescător, care le folosesc foarte des. Unul este metronidazolul de la farmacia veterinară, are un preț de achiziție foarte, foarte mic. Și folosesc și comprimate și praf. Enteroguardul este un produs care l-am folosit anul acesta, am fost foarte, foarte mulțumit. Dar în paralel am folosit și alte produse de la, dau exemplu, FMT. Am folosit în anul 2022 un produs care deja este la al doilea an de utilizare. Vitamine, nu a contat neapărat firma, nu am pus accent niciodată pe o firmă anume. Electroliți, în general, folosesc doar de la Romfrid. Iar un produs care îl folosesc din totdeauna, este singurul produs care nu l-am schimbat niciodată în recuperarea porumbeilor, a fost MUM. Este un electrolit care l-am folosit tot timpul. Metoda de zbor pe care o practic este natural. Porumbeii participă în câteva curse pe an și pe văduvie, doar pentru antrenament, pentru a urma poziționarea pentru natural.
la două, din două în două săptămâni e greu să zbori porumbii pe natural. Campioana națională de anul acesta a zburat o etapă pe văduvie, o etapă pe natural, dar ceilalți porumbii foarte buni care am avut, toți au fost concurați pe metoda natural. Vorbesc aici strict de etapele de maraton, restul luându-le în calcul doar ca antrenamente. Antrenamentele sunt extraordinar de importante în orice crescătorie, consider eu. Antrenez porumbii zilnic. Porumbii, dacă nu zboară suficient în jurul crescătoriei, sunt duși personal, la distanțe între 50 de km și 80 de km, cât îmi permite județul să parcurg, pentru că trec granița după aia și nu mai am cum. Consider antrenamentul la fel de important ca la orice sportiv din orice domeniu. Înainte de fiecare etapă importantă, porumbeii sunt pregătiți foarte bine prin antrenamente. Dacă nu este cazul de antrenament datorită oboselii care o văd din prisma unei etape anterioare foarte grele, porumbeii sunt lăsați să se odihnească, dar mai rar mi s-a întâmplat acest lucru. Sunt duși cu mașina între etape porumbei de cel puțin 3 ori și în fiecare zi sunt eliberați afară pentru cel puțin o oră de antrenament. În general, lucruri semnificative nu fac porumbeilor, nu aplic porumbeilor înainte de etape. Încerc tot timpul să angajez porumbeii pe poziție de ouă și pui mic. Este metoda mea care am fost persoana cel mai mulțumit, a fost pe pui mic. Acolo am observat cel mai mare randament la femele. Mi-a fost foarte, foarte ușor să motivez întotdeauna o femelă cu un pui mic. Rare cazuri mi s-au întâmplat porumbeii valoroși pe această poziție să nu dea randament. Și alte lucruri sau alte pregătiri în general nu le fac. Singurul lucru care îl mai administrez înainte de etape este o mâncare mult mai rațională decât în rest. În general, masculii la toate etapele sunt angajați, indiferent de situație, chiar dacă prefer ca și metodă pentru femele pui mic. Cred că s-au pliat foarte bine femelele pe metoda naturală în cușcă la mine, pentru că în primul și în primul rând ora de sosire este o oră târzie, o oră în care teoretic ele trebuie să îngrijească cuibul și în mod expres puiul mic, care caut eu tot timpul în general, să-l aibă orice femelă înainte de o angajare de o etapă importantă. Ca și tipologie, din ce am observat, crescătoriile cu o talie mijlocie spre mică prezintă masculii destul de puțini foarte buni în punctaje, în comparație cu femelele. N-aș putea să explic exact care este logica, doar din ce am observat, foarte mulți campioni cu masculi au o talie un pic mai mare la porumbei în comparație cu campionii care au medie mai mare la femele, unde talia este spre mică, mijlociu spre mică. Nu știu exact care ar putea să fie fenomenul, dar cel puțin în cușcă la mine au primat întotdeauna femelele. Am reușit să scot, prin metoda care am practicat-o, femele foarte valoroase și masculi. Am reușit să fac foarte multe clasări, chiar și anul acesta am doi masculi extraordinar de buni, cu punctaje bune, clasând de la etapele foarte scurte până la cele mai lungi. Dar, bineînțeles, nu am făcut excepție de la regulă, campioana națională este femelă. Reproduc anual în jur de 80-100 de pui. Aici includ 3 serii din reproducție, printre ei mai sunt intercalați și pui din zburători, pentru că consider lotul de zbor la fel de valoros ca și lotul de matcă, nu văd diferențe în a reproduce porumbii foarte buni. Mi-am demonstrat-o anul acesta prin rezultatul campioanei naționale, care ea este reprodusă din 2
porumbii din lotul de zbor. Rămân foarte puțin pui datorită răpitoarelor. Concurez în fiecare an în jur de între 50 și 60 și ceva de porumbei. Anul ăsta, la prima etapă, am avut 69 de porumbei. În anii anteriori am avut o medie de 42 de porumbei. Am mărit un pic lotul pentru că și concurența este mult mai dură. Răpitoarele, își spun cuvântul, și cu puțin porumbei nu ai cum să faci rezultate, nu ai cum să obții porumbei buni. Inclusiv cel mai bun porumbel din anul 2021, locul 3 la Vilnius, de 16, peste 16.000 de porumbei, n-am mai apucat să-l angajez la încă o etapă pentru că a fost luat de ul de acasă. M-a forțat zona în care joc să țin porumbei mai mulți, deși în anii anteriori nu țineam mai mult de maxim 50 de porumbei. În momentul de față sunt peste 70 de porumbei în lotul de zbor, care zboară afară. Sunt convins 100% că nu au cum să ajungă toți, pentru că răpitoarele îi vor selecta și vor mai accidenta și vor mai scoate câteva exemplare din lot. Zbor porumbei în fiecare toamnă. În ultimii 2 ani de zile am zburat cu asociația, am zburat pe ruta de sud. Toți porumbei au făcut o etapă de demifond peste 300 de kilometri, care i-am angajat, porumbeii cipuiți. Antrenez porumbeii și personal, adică îi mai duc și singur când am timp și vreau să mai fac câte un test, când văd câte o zi mai dificilă, încerc să le testez un pic abilitățile. Dar nu pun foarte, foarte mare accent pe zborurile cu pui, pentru că în anul 2016-17 am dus la extrem această metodă de antrenament. Am dus pui la etape de 900 de km, de 700 de km. Am încercat să văd ce se întâmplă cu acești pui la etapele de maraton. Porumbeii, o parte din ei au venit, dar am suferit pierderi foarte mari pentru loturile din anul 2019, 2020, 2018, care trebuia să am porumbei de 2, 3, 4 ani, nu au mai existat pentru că efortul a fost mult prea mare. O parte din ei, ajungând la, cum a fost Ierblagu, să le pocnească efectiv penele, fiind la ultimele pene năpârlite, au avut oprire în năpârlire. Am renunțat în a forța porumbei și mod expres, din 2019, sunt foarte vigilent în a duce porumbei și n-ai forța. Adică zbor, pui, îi duc, dar sunt foarte, foarte atent să nu forțez nota pentru a nu-i inhiba cu înoptări prostești, cu sosiri foarte lente. În mod expres, lotul din 2014, lotul care m-a adus pe cele mai înalte podiumuri, a fost un lot de porumbei care nu a fost zburat. A fost un lot de porumbei care a fost dus personal de mine la câteva antrenamente și am format atunci niște porumbei extraordinar de valoroși care au ținut podiumurile naționale timp de 3 ani, au urcat tot timpul în vârf, m-au urcat și pe mine la crescători și ei au fost în vârf. Apoi am încercat 2016-17, am încercat aceste extremități, să văd ce se întâmplă cu ei dacă zbor la 700, să văd ce se întâmplă cu ei dacă zbor la 900. Nu s-a întâmplat decât lucruri negative din punctul meu de vedere. Porumbei nu au viitor, plus că am pierdut de fiecare dată 70% de porumbei, cel puțin, ceea ce mi-a dus foarte, foarte multe lucruri negative în ceea ce a urmat. Dețin 18 cupluri în compartimentul de reproducție. Achiziționez foarte rar porumbei. În ultimii ani pot să spun spre deloc. În anul 2017 am adus de la cei mai valoroși crescători din România, de la fiecare câte un porumbei, din cei mai buni porumbei care i-au avut dânsii. Și pot să precizez cu unul dintre acești porumbei. Este o femelă de la domnul Copzaru, este bunica campioanei naționale și a pus amprenta în crescătorie, a demonstrat că reproduce. De atunci porumbei am adus doar prin prieteni, doar schimburi, doar
gesturi de amiciție între prietenii care i-am columbofili. Nu aduc porumbei, nu sunt adeptul achiziționării de porumbei. Consider că dețin suficient porumbei cât să zbor o viață. Nu văd neapărat un lucru bun în a împrospăta sângele foarte, foarte des, inclusiv campioana națională este o femeie consanguină, este Ștefa Mamăș de pe tată, este consanguină, este o lucrare foarte interesantă în spatele ei. Trei dintre doi bunici și un străbunic sunt verișori. Porumbei sunt introduși întotdeauna la matcă care au rezultate bune. Întotdeauna, inclusiv anul acesta, am introdus trei porumbei, chiar dacă nu sunt toți pe podiumul național, i-am introdus la reproducție. Toți porumbeii care au zburat și au făcut performanță sunt în compartimentul de matcă. Ei sper că vor fi stâlpul la ce va urma de acum încolo, sper să urmeze lucruri bune. Iar selecția, în primul și în primul rând, în compartimentul de matcă, este bazată pe zbor și foarte, foarte puțin pe aspectul păsărilor. În general, selectez porumbeii după capacitățile lor de a ajunge acasă și, ca și criteriu, selectez porumbeii și accept doar porumbeii care, indiferent de situații, trag să ajungă în prima zi acasă. Indiferent că este etapă de 1080 km, cum a fost anul acesta Madonna sau cum a fost alte etape foarte lungi. Criteriul de selecție în cușca mea este porumbelul să ajungă acasă, indiferent de condiții, câteodată și indiferent de distanța de zbor. El trebuie să ajungă în prima zi acasă, pentru că porumbeii care sunt obișnuiți sau învață să vină a doua zi, pentru mine e mai greu să-i selectez în viitor și să aleg, pentru că porumbelul a doua zi, când se ridică de unde s-a oprit, de unde se odihnește, poate să ridice și din cauza că l-a speriat cineva, poate să ridice și din cauza că vrea el să ajungă acasă. Sunt foarte mici lucruri care influențează sosirile de a doua zi. Le consider foarte valoroase și pe acelea, bineînțeles, nu pot să zic că nu consider, dar un porumbel care este important pentru mine, este rege în columbofilie, este un porumbel care dimineața este lansat și seara ajunge acasă chiar și la 1100 de km, cum am avut destul de etape în care porumbeii au parcurs distanța asta și nu cu viteze mai mari de 1200 de metri pe minut. Iarăși un lucru extraordinar de important pentru mine, viteza de zbor care a zburat porumbelul. Dacă este o viteză foarte mare, personal nu o iau foarte mult în seamă. Cu cât este mai mic, cu atât este mai importantă.